Proiecte în valoare de aproape 2 milioane de lei au fost semnate de primăriile din Ciulnița, Colelia, Gheorghe Doja și Valea Măcrișului cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița. Fiecare proiect a primit o finanțare de 200.000 de lei de la Consiliul Județean, restul sumei fiind completat de la bugetele locale. Fondurile obținute vor fi folosite pentru amenajarea unui teren de sport sintetic la școala din Colelia, modernizarea străzilor la Ciulnița și Valea Măcrișului, iar la Gheorghe Doja va fi reabilitată școala din localitate. Noi reabilităm o școală în stil brâncovenesc, o școală de 70 de ani, poate mai bine de 70 de ani, cu două clase, școlile standard care se făceau numite Spirul Haret, două clase, hol și cancelaria. Este o reabilitare totală, rămân doar pereții, se schimbă totul și va rămâne în continuare pentru viitor această școală. Cea mai mare realizare din punctul meu de vedere este că domnul președinte Moraru a reușit, prin banii pe care îi alocă, să aibă un control, în sensul că acești bani nu se duc pe alte lucrări sau altfel cheltuiți decât cu proiecte în spate, pentru cetățenii județului Ialomița. Altfel spus, nu sunt suficienți niciodată banii pe care avem și fiecare am fi vrut poate să facem altceva, dar dacă dorim ca să accesăm aceste sume, aceste fonduri pentru proiectele care sunt vizate în cadrul ghidului, trebuie să facem aceste lucruri. Am trei proiecte datorită faptului că am crezut în această asociație de dezvoltare încă de la început. Ca atare, din primul an, am depus proiect. Am proiect infrastructură cu trotuarele, al doilea a fost pe asigurarea unor condiții prienice în școală și a debitului de apă prin achiziționarea de niște generatoare care poate în momentul când se întâlnă pe curentul să avem continuitate, și al treilea proiect, așa cum a specificat domnul președinte, este un mini teren de sport în curtea școlii. Eu consider pentru mine că este o sumă care întotdeauna mă împinge să fac altceva, altceva din nou. Ca și acest proiect care l-am depus, l-am avut în primă fază, găsisem finanțarea în bugetul local. Odată ce am găsit această portiță și am văzut că pot să mai prind banii și de aici, automat mă împinge să fac un alt proiect, acei bani care rămân de rezervă în bugetul local, vor merge într-un alt proiect și probabil că voi fi atent din nou pe asociația noastră și pe toate celelalte ramuri de dezvoltare. Eu sunt la al doilea proiect, primul proiect l-am avut în învățământ, al doilea cu este în infrastructură. Mulțumesc conducerii de Ialomița, în speță domnului director, tuturor celor care ne ajută ca proiectele noastre pe care vrem să le depunem să fie bune, să fie construite așa cum trebuie. Mulțumim dumneavoastră pentru inițiativa aceasta mare. Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat, care sunt în spatele acestui mare proiect. În acest an au fost semnate numai puțin de 41 de proiecte ale unităților administrativ-teritoriale din județ cu ADI Ialomița. Cu o valoare de 17.707.229,45 de lei, mai sunt în pregătire alte trei proiecte, ultimele pe anul 2020, conform bugetului. Sunt 90 de proiecte finanțate în cei 3 ani de când funcționează această asociație. Ca și domenii finanțate, avem infrastructură 51 de proiecte, sport 21 de proiecte, mediu 4, educație 10, stări, situații de urgență 3, sănătate 1. În ultimii 3 ani, 53 de primării din județ au derulat proiecte prin ADI Ialomița. Investițiile au vizat creșterea nivelului de trai în localitățile ialomițene.